Astăzi, dragilor, în comunitate mergem la teatru cu ajutorul Mirelei Sandu, PR Teatrul Excelsior. Bună ziua, Mirela! Bună ziua. Bună ziua, Răzvan! Bună ziua, Mihaela! Bună ziua! Bună ziua! Mergem la teatru? Da, vă așteptăm! Dar nu mai suntem mici mititei, copilași, nu? Nu. Dar găsim oferte pentru fiecare. Da, putem merge de la copii mici, copilași, până la adolescenți, părinți, bunici. Avem spectacole pentru toată lumea. Cu ce să începem? Hai să începem așa, cu cei mici, pentru că voi faceți ceva ce nu mai face altcineva, nu? Da. Ia să ne spui tu despre ce-i vorba. Facem, credem că suntem singurii, ateliere pentru copii. Respectiv, mâine avem un spectacol care se numește Bambi, în regia domnului Otilo Wiesauer. Colegul nostru. Da, și asta m-am bucurat foarte tare când vedeam o mulțime de nume care sunt legate direct de radio sau conjunctural. Unul dintre spectacole, Fluturii sunt liberi, este în regia lui Ervin Simșenson, care a fost prezent la noi în emisiune. Am văzut că o piesă se numește Interzis sub 18 ani de Mihaela Mikhailov. Nu mai vorbesc de Otilo, așa că... Oamenii bravo. De radio au preocupări complexe și multiple. Da. Da, revenim la Bambi. Deci mâine avem spectacolul Bambi de la ora 10. Apoi după spectacol, câțiva dintre actorii noștri, actorii din distribuție, vor face ateliere cu copiii din sală. Avem 180 de copii care vor rămâne după spectacol și vor fi împărțiți în mai multe spații din teatru și vor învăța cumva primii pași în actorie, primele jocuri, cele care se fac... În anul întâi, de exemplu, sunt jocuri interactive, un pic de autocunoaștere și în felul acesta încercăm să-i apropiem de teatru și să-i învățăm un pic așa din ce înseamnă meseria de actor. Deci atelierele astea sunt gratuite sau da, de fapt da, da. Costul lor este inclus în prețul biletului, da, nu? Da, este una dintre perioadele când se desfășoară școala altfel și fiind școala altfel am gândit aceste ateliere pentru ei. Nu, ele sunt gratuite și se întâmplă special pentru cei prezenți în sală. Dar la Bambi cum e? Că încerc să vizualizez, nu-mi dau seama, Mihaela, dragă și dragi prieteni, un actor are costum de căprioară, altul are costum de ieduț, că mă gândesc că e mai greu. Este foarte stilizat. Stilizat, da, nu? Da, nu au costume speciale, sunt chiar îmbrăcat destul de simplu, așa, au câteva elemente și este mai mult din joc și din coreografie, din mișcare. Mișcarea scenică a fost semnată de Vava Ștefănescu și e mult din mișcare, adică cerbul sugerează că este cerb, nu are coarne da, sau da, alte... Dar voi anul ăsta ați introdus pentru prima dată atelierele astea? Sau da, mai... da, este pentru prima dată când facem activități după spectacole. Avem la spectacolele de seară am avut discuții cu actorii, spectacolele pentru adolescenți. Aseară, spre exemplu, l-am avut alături de noi pe domnul Gigi Căciuleanu, care a vorbit după spectacolul Emoji. Au fost elevi de liceu și am discutat după. Apoi, pentru cei mici, dimineața facem sesiuni foto, adică după spectacol copiii sunt invitați pe scenă să se fotografieze împreună cu actorii și să le ia autografe, să-i întrebe ce au de întrebat, dacă au. Și apoi sunt aceste ateliere. Avem o serie deocamdată, pentru că sunt destul de greu de organizat, fiind atât de mulți copii și pentru actori e dificil și pentru copii și pentru profesori, deci e un fel de pilot acesta, dar sper să funcționeze și să repetăm. Uite, dacă îmi permiți să te laud și să vă laud cu ceva, un lucru care mi se pare foarte civilizat, îl mai văd la televizor, nu de fiecare dată, cerculețul acela în care este trecută vârsta minimă a copilului în momentul în care urmează o emisiune, un film și așa mai departe. Și la fiecare dintre spectacolele voastre, pentru copii sau pentru adulți, este trecut foarte clar că e bine să aibă peste 3 ani, peste 5 ani și așa mai departe. Și mă gândeam, Mihaela, tu ai văzut sau mi-a scăpat mie la mall-uri, de exemplu, sau la cinematografe, nu e trecut în dreptul fiecărui film, n-ar trebui să fie? E o idee. Pentru că sunt unele filme pentru copii, n-ai de unde să știi. Adică, evident, adultul apreciază, vede desene animate, dar și acele desene animate, poate chiar nu pentru copii de 5 ani. Pot fi pentru copii mai mari.
cred că modalitatea asta de a anunța părinții e una foarte civilizată și bravo că ați gândit așa. Da, pentru că sunt spectacole, noi ne confruntăm des cu asta, că vin de la grădinițe și poate spectacolul respectiv nu e potrivit pentru un copil vârsta... pentru vârsta respectivă. Spre exemplu, Bambi este indicat copiilor peste 5 ani, chiar copii mai mari. Avem mâine, spre exemplu, avem de clasa 5-a, pentru că e în regulă și pentru ei, spectacolul fiind foarte stilizat, foarte multe simboluri, e ok să fie mai mari, înțeleg altfel. Pe când, nu știu, un spectacol precum Magia Copilăriei este indicat pentru, și pentru copii mai mici. Sau Degețica. Exact, sau Cei trei purceluși, sau Degețica, sau Tărâmul poveștilor. E important și cum percep ei povestea, cât de mult înțeleg. Apoi eu cred că este importantă și prima experiență la teatru sau cum te dezvolți teatral. Copil fiind, dacă vii la un spectacol care e greu de digerat sau din care nu înțelegi nimic, nu se știe mai târziu cum e. Valabil și pentru adolescenți. Dacă mergi prima oară la un spectacol prost ales, nu te mai prinzi în sală. Generalizezi în minte și nu mai mergi. Exact. Nu mai mergi. De asta cred că e important cumva să gândim atât pentru adolescenți cât și pentru copii la ce spectacol e mai bine să meargă la început. Da, apropo de părinți, vin și părinți cu copiii sau sunt doar grupuri de copii de la grădiniță, de la școli în programul ăsta? Vin și părinți și, și bunici. Se întâmplă atât în timpul săptămânii. Astăzi, spre exemplu, am avut un spectacol unde au venit foarte mulți părinți și bunici. Cred că erau mai degrabă bunici, că totuși în timpul părinții săptămânii mai au de lucru. Mai au de lucru, exact. Iar la finalul săptămânii vin cu întreaga familie. Am văzut mamă, tată, copil și bunică, vin cu toți. Este un eveniment probabil în familie sau este un fel de a-i învăța să meargă la teatru, sper. Câte locuri aveți în sală acolo? 180. Ei, mă gândeam că dacă vin chiar cu totul și cu soacra și cu cumnata și cu unchiul așa, numai nu mai încap copiii săraci. Da, avem surprize. Da, se întâmplă. Vin mai mulți decât au anunțat. Dar cum e să joci, nu știu, un spectacol pentru copii? Eu n-am mai fost de mult, mărturisesc, dar mi-închipui că copiii ăia nu stau smirnă în scaune. Nu. Adică se foiesc, vociferează, strigă, cântă, lălă, e habar n-am. Deci cum e să fii într-o astfel de... Sunt două variante. Eu lucrez nu de foarte multă vreme la Excelsior și am intrat la un spectacol pentru copii dimineața și era o doamnă educatoare la margine care în timpul spectacolului... liniște! Dar tare se auzeau. Dar mi-închipui că nu e tocmai în regulă, nu? Ce face doamna? Nu cred că. Și astăzi, spre exemplu, erau mulți, foarte mulți în sală și se desfășurau în voie. Cu părinți, cu bunici, erau hărmălaie acolo și ei se manifestă. Spun că nu le place. Spre exemplu, la final, astăzi, la Degețica, sunt flori pe scenă, dar nu sunt flori naturale. Și strigau că și florile naturale unde sunt? Eu am urcat pe scenă odată, tot așa scăpat de sub supraveghere, nu puteam să stau locului. Nu mai ții minte ce piesă era la Țăndărică, dar ții minte că juca Alexandrina Halic, nu? Joacă încă. Joacă, o doamnă a teatrului care iubește nespus copiii și erau foarte mulți copii în rolurile piesei respective și mie mi s-a părut firesc, sunt mulți copii acolo, eu sunt în sală, acolo e agitație, se întâmplă lucruri în sală, nu s-a întâmplat nimic, erau ai mei care tot îmi spuneau, stau potolit și am prins un moment și m-am suit pe scenă, pur și simplu. Și a venit Alexandrina Halic temător, mă gândeam că o să mă zvâre de acolo și m-a luat, am făcut poze cu ce a fost absolut minunat. Da, că trebuie să fie multă improvizație din partea actorului, da, pentru da. Că na, întâlnește tot felul de copii. Răzvan din aceste, da, da. Da. Și trebuie să interacționez cu ei. Am văzut spectacolele reușite, sunt cele care răspunzi. Da. Adică nu ei sunt în legea lor, tu ești în legea ta pe scenă. Nu, este un schimb. Și ei sunt foarte încântați când e preluat. Seamă, ce da. Spun. Bine, e mai greu atunci când, nu știu, te ferești de lup sau așa, vine lupul și ei te anunță din sală și tu nu trebuie să vezi lupul și nu știu cum joacă actorii asta. Că ei spun, lupul, fii atentă, nu te uita. Dar să și sperie la un moment dat, încep să plângă, da, să sperie. Am văzut la un spectacol Bambi de curând, era un băiețel, cred că era cam mic pentru spectacol și tot spectacolul a plâns. Și când s-a stins lumina, iar a început, se liniștise și iar a început să plângă. I-am luat o frunză, i-am făcut așa, l-am liniștit, dar pe urmă iar a început. Era, a avut o stare continuă de plâns. Poate îl durea burtica, n-avea legătură neapărat cu ce se întâmpla pe scenă. Sau poate era, că nu este un spectacol foarte, e destul de trist altfel, poate era, nu știu, așa a luat-o cap coadă cu tristețe.
Și ce să-i faci? Da, apropo și de asta, de spectacolele triste, chiar cum e mai bine? Voi ați făcut așa un brainstorming atunci când ați ales piesele și v-ați gândit ce e mai bine? Nu știu, Gândăcelul, Moartea Căprioarei sau de-astea mai vesele cu final fericit? Că poate traumatizați copiii acolo dacă... Bine, depinde și cum sunt jucate și cum sunt puse în scenă. Până la urmă și desene animate sunt de tot felul. Eu cred că trebuie să vadă și partea veselă. Da, știi cum e la desene animate, Tom îi dă în cap cu tigaia lui Jerry, ăla se ridică și n-are nimic. Exact. La teatru e mai greu. Explodează și n-are nimic. Corect. Apropo, depinde din ce perspectivă privești tristețe sau bucuria unei piese. Că pentru mine, la început, când am văzut prima oară Cei trei purceluși, partea bună e că Cei trei purceluși scapă în casa făcută din piatră. Dar pe mine m-a întristat, ne-a spus faptul că lupul e opărit. El încearcă să intre pe horn, neputând să forțeze acea fortăreață a purcelușilor și cade, că îi puseseră acolo un cazan și cade în cazan și toți se bucurau că au scăpat purcelușii, dar eram întristat la culme că a pățit, uite ce a pățit lupul. Deci fiecare cum percepe. Da, bine, și în general spectacolele sunt pozitive, adică e finalul fericit. Asta e și ideea, să plece de acolo cumva, da, cu partea bună. Dar lupul nu e puțin totuși nedreptățit, așa mă gândesc, printre alte animale, când el e atât de inteligent, da. Și în Scufița Roșie, adică îi se întâmplă tot felul de monstruozități. Fierbe în acid, în Cei trei purceluși, îl spinte. Eu cred că ar trebui cineva să-l reabiliteze. Să-l reabiliteze, da. Și să apară și o altă poveste. Da, o poveste cu lupi care sunt și ei buni, că așa cred eu. Păi tot am vorbit de Mihaela Mihailov sau sunt alți dramaturgi, poate aud și scriu o piesă. Dar cred că îți trebuie ceva în plus, nu știu, să fii actor pentru copii. Da, este, asta am văzut nu numai la Excelsior, am văzut și la alte teatre, la Țăndărică, spre exemplu, am tot fost în ultima vreme. Da, este pornit de la felul în care joci, pentru că una este să joci într-o sală cu adulți, unde e liniște, nu sună telefonul, mă rog, sau dai liniște, și alta este să joci cu o sală de 180 de copii, mai mult sau mai puțin. Și să fie acolo. Și cred că e mai greu să le captezi interesul. Da, asta una și să le placi, că dacă nu le placi, îți spun, foarte foarte direct. Așa, da. Spunea un coleg tău de Bambi, că tot vorbesc de Bambi, că s-a apropiat un copil de el și i-a zis că tu ești dur. De ce ești dur cu el? Deci ei vin și îți spun. Și dacă, efectiv, nu le place de tine ca prezență, vin, țipă din sală că ești urâtă sau... Mai ce să faci? Ați păstrat și din piese de anii trecuți? Sunt une care foarte sunt multe. Multe, nu? Foarte multe sunt din anii trecuți. Noi, în ultima vreme, am dezvoltat o parte pentru adolescenți și ne-am concentrat pe această parte, adică spectacolele pentru adolescenți sunt foarte recente, iar cele pentru copii, majoritatea sunt preluate de pe vremea domnului Ion Lucian de multă vreme și două, trei sunt în plus. Deci teatrul a avut această parte pentru copii de mult, pe care o continuăm și o dezvoltăm într-o oarecare măsură și apoi am adăugat și spectacolele pentru tineri și adolescenți, care sunt în primul rând cu actori tineri, foarte tineri, colaboratori ai teatrului și care abordează subiecte pentru ei. Nu știu, de la prima iubire, de la relația cu părinții, nu știu, de la tema timpului, de la teatru dans, proiecții, sunt tot felul de adică multe spectacole în diverse zone. În zona lor de interes. În zona lor de interes și încercăm să-i aducem la teatru. Mărturisesc că nu e atât de simplu cum este cu copiii. Copiii vin cu învățătoarele, cu profesoarele, cu părinții. La adolescenți trebuie să-i prinzi, să-i atragi, să-i faci să fie acolo. Și, bine, în momentul în care ajung la majoritatea spectacolelor, sunt acolo, trăiesc, dar e greu să-i aduci în sală. Și cred că mai sunt grele, asta tot pentru actori, primele minute, până intră în atmosferă, până atunci vorbesc între ei, tot și-au telefoanele, pe parcurs uită de tot și toate, dar acel început nu cred că e foarte simplu. Ne dorim tot în zona aceasta, că spuneam de discuțiile de după spectacole, tocmai pentru ei vrem să facem cât mai multe discuții, să înțeleagă, să aibă parte și de
povestea din spatele spectacolului, de povestea actorului. Avem, spre exemplu, un spectacol care se numește Teen Spirit. Acolo sunt 20, cred, de actori pe scenă și spectacolul a pornit de la poveștile lor reale. Și am avut zilele trecute o discuție cu elevii după și actorii povesteau cât din ce a rămas în spectacol este din viața lor și cât nu. Și apoi au invitat și pe copii să povestească și a fost impresionant că un copil s-a ridicat și a povestit despre ce îi se întâmplă lui acasă, pornind de la o replică, doi copii spuneau între ei... să divorțeze odată părinții, că m-am săturat de scandalul ăsta. Și el spunea și partea cealaltă, că dacă, uite, divorțează, dar întâi a plecat tata, pe urmă a plecat mama și eu am ajuns să stau cu bunicii care lucrează până seara târziu și eu fac mâncare, încercând măcar în felul ăsta să fiu util. Deci a avut curaj să se... În fața tuturor. Destăinuie. Da. Și așa, direct și... Vedeți, nu prea o relație corectă. Părinții adoră să povestească ei copiilor care trece prin cap sau citesc și așa mai departe, dar în același timp nu sunt chiar foarte fericiți când încep copiii să povestească adulților din experiența lor, de cele mai multe ori obținută în casă. Da. Atunci nu mai e atât de amuzant, deși acelea sunt poveștile adevărate. Da, și spuse, cred că ai nevoie de un curaj. Noi, adulții, nu cred că spunem atât de ușor lucrurile mai puțin plăcute. Copilul ăla era alături de colegii lui, erau și copii care nu îl cunoșteau. Pur și simplu a spus și așa, și a zis că, da, eu am înțeles din spectacol că orice mi s-ar întâmpla, eu trebuie să merg mai departe și am drumul meu. Ce să mai zici după asta? Bine că a recepționat mesajul. Da, corect, a luat și adică, nu știu dacă ăsta era mesajul scenei, dar el și-a preluat de acolo ceva și a ajuns la o concluzie, mi se pare. Și-a luat forță din spectacol. Și-a luat forță din ce a văzut, din spectacol. Da, reîntorcându-ne la spectacolul de mâine, mai sunt locuri sau nu, sale pline? Nu, este vândut de o lună de zile, cred. Avem o școală care a venit așa, deci o școală pentru care facem asta. Și următorul? Următorul este pe 31, este tot un spectacol pentru copii. Și sper acolo... că n-ați vândut locurile pe următorii 2 ani. Adică spuneți-ne, știi un spectacol unde s-ar mai putea găsi locul? Da, sunt spectacolele din aprilie și avem, asta apropo de aprilie, reluăm un spectacol care este mai degrabă pentru adolescenți, Tom Sawyer. Este un spectacol pus în scenă de Horia Surul, unul dintre regizorii tinerii cumva în vogă în momentul acesta. Zic că este pentru adolescenți pentru că e o dramatizare specială făcută de Oana Răsuceanu și atinge, adică vorbește despre tineri, de fapt, despre prima întâlnire cu o fată, despre da, relația cu adulții, despre prietenia între copii, despre felul în care se joacă sau discută ei în afara casei, în fața blocului sau pe terenul de joacă. Da, la Tom Sawyer vă așteptăm cu drag. Este un spectacol pe care îl reluăm după câteva luni de pauză și ne dorim să-l reintegrăm așa în circuitul. Circuit, da. O să-mi permit să mă lau și eu puțin o paranteză, mai ales că am văzut două nume care sunt foarte apropiate. Unul celui al domnului Otilo Wiesauer și o piesă de la voi care se cheamă I Hamlet. Da. De Elise Wilk. Și vreau să spun, dragă Mihaela și dragi prieteni, că anul acesta, cel târziu la începutul anului viitor, o să joc și eu într-o piesă a Elisei Wilk, Exploziv se numește. E un text bun, foarte bun. Da, și e clar că ador. În care ești profesorul? În care sunt profesorul nebun. Aici ar fi o discuție. Ție ți-am mai spus, în momentul în care a venit Mihnea Chelaru, care e regizorul acestui spectacol și a avut nevoie de directorul nebun al școlii, a venit direct la mine, ceea ce mi-a dat totuși o stare să vină cineva când e vorba de rolul unui nebun. N-a fost nevoie de niciun casting, n-au fost chemați. Dar de ce te gândești așa, Răzvan? Păi da, așa s-a gândit că îi trebuie nevoie de un director. Lasă partea aia cu nebunia. Păi da, un director. Corect, numai că... Aia vine așa la pachet. Îți mulțumesc că mă încurajez, dar nu știu dacă a fost așa neapărat. Și Mihnea a venit la celălalt, s-a mai făcut un casting, s-a gândit la nebun, a venit direct la mine. Apreciez foarte mult faptul că, iată, voi juca într-un spectacol, dar rămân cu acest gând totuși undeva. Da, altfel, actoricește vorbind, să joci un nebun nu este simplu deloc. Nu e deloc simplu, mie mi-e ușor. Nu cred că va fi așa ușor. La fel cum nu e simplu să joci beția,
nebunia, e greu de jucat, pentru că e un ceva care nu se explică, nu se joacă pur și simplu. Ce ți-a spus? Fii așa cum ești tu, Răzvan, asta e singura n-am indicație să adaug, pe mai care ți-a dat-o. Exact. Fii așa, asta nu trebuie să faci nimic altceva. Nu trebuie să joci absolut nimic. Deci cum ești tu așa, doar citești replicile și totul va fi foarte bine. Și dădea din cap așa, știi, să mă încurajez. Eu am zis, da, nu pot să refuz și bă, să sperăm că totul o să fie o piesă radiofonică, într-adevăr, da, dar dincolo de glume, da, rol greu. Da, eu nu... Nebunul mi-a fost ușor cu directorul școlii. Eu am avut mereu probleme. Dacă de nebune am fost apropiat de directorii școlilor și în general am fost extrem de depărtat. Am avut așa o aversiune. Să le împași pe amândouă, dar într-adevăr, din tot ce povesteai tu și din ce au povestit și alți actori care sunt profesioniști, una e să ți se întâmple odată, să fie așa ca un moft, și alta e să faci în mod constant același lucru, să-ți păstrezi prospețimea, bucuria, alți și alți copii care vin în sală să se bucure de fiecare dată la fel. Cred că e foarte greu. Da, e foarte ușor să, și mie mi s-a întâmplat, să găsești, nu știu, traseul, ca să spun, sau să găsești cum e un rol și să-l faci așa. Din momentul în care l-ai făcut a doua oară, riști să fie plat, să nu mai aibă viață, rutină. Să intri într-o rutină. Da. Un manierism în care, din păcate, e foarte ușor să intri. Să faci un nebun sau un rol în plin este foarte greu, pentru că trebuie să te arunci cu totul. Ori faci, ori nu faci. Nu poți să faci un nebunel sau nu. Da. Ori ești nebun, nu poți să ai zile și zile. Nu, ești când ești așa și că tot vorbeam de imagine, îți asumi imaginea de nebun și așa ești, nu? Da, mulțumesc. Eu chiar înțeleg. Nu, vorbeam în general despre roluri. Și un nebun, dacă e pe pastile, poate da, să... Da. Oh, da, poate să fie, e... da. Ok. Alina Petrică este Becky în spectacolul ăsta. Ea a luat și premiu, nu? Pentru cea mai bună actriță. E nominalizată la Uniter, categoria cea mai bună actriță, da. Da, este una dintre actrițele talentate și foarte active. În această perioadă chiar va mai juca într-un spectacol la noi pe care îl va pune în scenă Răzvan Mazilu. Ea cântă, dansează, are forță, energie, este, că vorbeam de actor cu șarm, are șarm și are acea forță, că e important să ai și forță, să te vadă oricine din orice colț al sălii. Da, Alina Petrică este bine în Tom Sawyer și este de văzut cum e de văzut tot spectacolul. Dar cei care vin la piesa asta sunt dintre cei care au citit romanul sau acum află că există un roman? Vorbim de spectatori? Da, de spectatori, sigur. Acum depinde cum îi aduc. Mulți dintre ei știu de la școală, știu de la... Dacă nu-l citești, afli o poveste și poate ești curios, că vorbeam de I, Hamlet. La I, Hamlet pornește de la povestea personajului Hamlet. Vin la spectacol, care este diferit de piesă, și apoi merg să citească piesa. La fel și cu Tom Sawyer. Vin la spectacol, spectacolul care este... Și poate să duc mai apoi la carte. Eu nu cred că mai citesc copiii din ziua de azi. Adică nu cred că Tom Sawyer e printre... prioritățile lor atunci când vine vorba de citi. Citesc alte chestii. Da, citesc alte chestii acum, da. Tot felul de SF-uri, de... Dar mai au nevoie și la școală. Îi pun profesorii să citească. Sau poate părinții țin să citească. Atât mai mult să nu citești dacă te pune profesor. Deci știu din propria experiență. Da, dacă te întreabă... Erau primele evitate. Las, mai încolo. Alea suplimentare, mai stăteam de vorbă. Și dacă nu-l citesc, vin la spectacol și află despre un personaj celebru, nu? Da, și ăsta e un lucru bun, dacă după piesă se duc la carte. Da, dacă se duc să devin curioși. Mm. E un personaj, nu? Cum era el, de fapt? Ce-a mai făcut? În spectacol sunt câteva scene din tot ce se întâmplă acolo. Ce-a mai făcut el în afară de... Și adevărul e că dacă afli cumva copil fiind de Tom Sawyer, n-ai cum să nu te regăsești măcar și un pic în el. El cred că este... într-o chipare sau definiția tuturor băiețeilor care au trăit vreodată pe planeta asta. Nu se poate, măcar un lucru pe care l-a făcut el, să nu semene cu ceva, chiar dacă n-ai făcut, sigur te-ai gândit. Da. Și el este exponențial. Ceva și ce ți-ai fi dorit să faci. Ce ți-ai fi dorit să faci. Sau poate îți dă idei chiar foarte bune. Mi s-a părut fascinant și el și Huckleberry Finn întotdeauna ce au făcut fascinant. Niște copii buni, care făceau năzdrăvănii. Vorbeam mai devreme de Ion Lucian, cocoșerul unui ascultător. Da, este scris de maestru Ion Lucian. E un spectacol care se joacă de mult, de foarte mult timp și care pare încă să le pline.
Îl ținem, da, pentru că este scris de maestru Lucian și pentru că are în continuare succes și actorii merg cu drag chiar după atâta vreme să-l joace. De cât timp se joacă? Cred că 10 ani, chiar mai mult. E de mult, chiar e... Știu că de mult am vorbit cu maestrul Lucian și povestea așa de momentul în care l-a scris și când l-a pus în scenă așa și cum a fost impactul la public. Apropo de adolescență, aveți și un concurs de dramaturgie pentru da, ei. Da, avem, cum spuneam că dezvoltăm mult partea aceasta pentru tineri, avem un concurs care se numește New Drama, care s-a încheiat deja și este adresat adolescenților. Ei trimit piese de teatru într-un act. Noi selectăm și apoi sunt alese 6, în mod normal, anul acesta am ales 7 texte care sunt lucrate împreună cu un dramaturg cunoscut sau cu experiență și apoi dintre cele 6, respectiv 7, este ales un text care este pus în scenă la Teatrul Excelsior. Nu numai că ia premiu, dar prinde viață și pe scenă. Da. Este a treia ediție, avem 3 spectacole care se joacă. Primul a fost Umbra, al doilea este Timeaholics, care a avut premiera de curând și al treilea va fi cel nu în care va câștiga. Nu l-ați stabilit încă, nu? Păi nu, că au fost alese cele 7 texte, apoi urmează partea de ateliere care va fi făcută cu Gianina Cărbunariu și după această perioadă de, sau mă rog, după aceste ateliere va fi ales textul care va fi pus în scenă. Și autorul și va fi și spectacol. Autorii participă la atelierele da, astea? Da, sunt implicați... pentru ei. Și după ateliere, asta am uitat să spun, au și spectacole lectură. Deci toate textele au spectacole lectură, dintre ele unul singur pus în scenă, adică se va juca în mod frecvent la teatru. Și cine sunt tinerii ăștia care scriu? Sunt tineri de peste tot. Avem din Arad, de pe lângă Arad, Iași, București, trimit din toată țara, au fost peste 80 de texte trimise. Dar e limită de vârstă? Sau? Asta vreau și eu să întreb. Da, până în 18 ani. N-au această specializare, pur și simplu. Se înhamă la scris și le iese. Și... Unora, da. Unora le iese. Da. Cum este băiatul care a scris Timeaholics, pe care îl cheamă Bogdan Capșa. Este foarte talentat. Chiar a scris un text bun, care se joacă, sigur, și cu un regizor care folosește ce are. Adică... Plus că și titlul rămâne. Îmi place foarte mult acest cuvânt, Timeaholics. Da, e... Și timpul este dă dependență, da. Chiar și când îl omori. Tot ai dependența de a-l omorâ. Oricum faci ceva mereu cu timpul. Da, și aici este vorba despre cum cumperi timpul sau cum încercăm cu toții să cumpărăm, să vindem sau să cumpărăm timp. Și anul ăsta de unde? Din ce zona au venit? Asta vă spuneam, de pe lângă zona Aradului, Iași, București. Sunt mulți, nu i-am în minte pe toți, dar sunt de peste. Sunt unii care continuă să scrie după ce au participat la concurs, au câștigat premiul sau nu, și anul următor să trimită, să înceapă să le placă, să creeze piese de teatru și să trimită, sau se schimbă mereu numele? Se schimbă numele. Se schimbă. Sau cel puțin dintre cei care au câștigat, n-au mai trimis și anul următor. Poate sunt copii care trimit în fiecare an sperând să câștige. Eu deja lucrăm să-i facem să trimită deja. Partea bună este că după concursul, sau sunt și alte concursuri similare. În momentul în care cresc, pot să aplice la alte concursuri de dramaturgie. La noi partea bună este că îi luăm mai de mici. Îi luăm, scriu prima oară și pe urmă sperăm că o să continue să scrie. Pepiniera. Da, exact, pepiniera. Apoi mai avem un festival de teatru care se numește Relief. Este un festival de teatru pentru trupele neprofesioniste din licee. Se întâmplă în luna mai. Sunt tot așa din țară. Vin mai mulți, sunt selectați și au câteva zile când lucrează cu... regizori tineri, lucrează anumite momente pe care le prezintă la final într-un spectacol compact. Deci festivalul când se petrece? În luna mai. Deja se face, acum e perioada înscrierilor, trimit diverse trupe din țară, se înscriu la concurs sau spune-te la de trupe care nu sunt profesioniste. Eu constat că trupele astea de liceu au ajuns de-a dreptul profesionistă la Teatru Evresc, parcă. Tot jucau cei de la liceu Vianu.
Da, liceul Vianu are o trupă foarte bună foarte de teatru. Bună de da, teatru. Da, prima sunt... oară ești neprofesionist. Dacă da, intri care... și joci spectacole constant, gata. Da, bine, se zice că ești profesionist în momentul în care ai... Pata la maua, deși nu este neapărat valabil, că sunt unii sunt buni, dar se presupune că trecând prin școală mai înveți și lucruri tehnici. Și sunt unii care au terminat școala și s-a întâmplat ghinion sau alte lucruri și nu au jucat niciodată pe o scenă. Da, sunt mulți, foarte mulți, din păcate. I-aș prefera pe cei care deja au jucat, chiar dacă nu au pata la maua aceea. Da, dar e cu duș și întors, depinde și cum joci, unde joci și cu cine faci. Pentru că partea aceea de început în actorie te poate strica. Eu spun asta pentru că am fost la Teatru Podu, era foarte cunoscut pe vremuri, toți mergeau acolo să se pregătească pentru teatru și acolo tocmai asta ne învățau, că nu înveți actoria, este din tine. Doar că... Unde era la preoteasa? Da, la acolo, preoteasa. Da, și a fost, era domnul Naum, care a făcut ani de zile și a scos mulți actori, mulți dintre actorii de acum sunt trecuți prin școala lui. Ideea e și cum încep, dacă te învață să ai tonuri, să repeți cum face profesorul, să joci infatuat, deja te-a băgat într-o rutină zonă, de care vorbeam. Actoria ține de alte lucruri, ține și de tehnică, dar ține și de căutare, ține și de o anumită naturalețe, dar nu e cea de pe scenă. De aceea e nevoie și de școală, pentru că în școală ai profesori care te învață de la cum să vorbești sau cum să-ți corectezi greșelile, la cum să te miști pe scenă, la cum să desfaci un text, un personaj, un... Da, omul joacă rolul și nu rolul joacă da, pe om. Pentru că, da, tendința e să intrăm într-un rol, eu sunt acum, nu știu, Don Juan. Păi sunt Don Juan, sunt într-un fel. Da, dar joc rolul acela, eu sunt eu și joc acel rol. Și de aici au ieșit mereu, dacă vezi așa, cred eu că cei mai mari actori, așa, ei au fost ei și au jucat orice. Da, au intrat cumva, e ca ca un balon în care intri și pe urmă ieși, te liniștești și pe urmă intri în altul. Intri în altul. Ideea e să nu fii peste tot la fel, să nu fii tu, nu știu, domnul Rebenciuc este el și diferit în tot ce face, domnul Iureș la fel. Aia nebun să nebun oriunde. Asta face diferența, nu? Da. Florian Pitiș era Florian Pitiș, da. Nu. Echipa voastră e mare de la Excelsior? Vorbind de actori, nu avem foarte mulți actori angajați, pentru că așa era gândit inițial, cu puține actori. Acum ne dezvoltăm, dar avem mulți colaboratori. Spectacolele pentru adolescenți sunt în special cu colaboratori, adică avem și o sută de colaboratori aproximativ. Tineri toți. Tineri, da. De asta spuneam că sunt povești pentru tineri, cu tineri și așteptăm tinerii. Da, sunt tineri și sunt mulți dintre ei joacă în multe teatre, sunt actori cunoscuți, cum este Alina Petrică, și sunt mulți alții care vin, joacă la noi și, sigur, vine publicul și să-i vadă pe ei. În vacanța de vară ce faceți? Da, în vacanța de vară avem... În această piesă ce fac? Nu am pus-o încă scenă, dar urmează. Avem, jucăm de obicei, avem spectacole în parc. Nu știu unde se va întâmpla anul acesta, dacă e în Parcul Tineretului sau în Bazilescu, nu știu. Avem și pe perioada verii, sunt tot felul de activități. Da, toată vara vă alegeți un parc și acolo stați? Da, sau și acolo stăm, nu ne mutăm. Locația? Nu. E un parc, se stabilește cu primăria și acela e parcul unde funcționăm. Poftim? Aia e scenă, nu? Aia e scenă, da. E o scenă, se montează o scenă la propriu și acolo funcționăm. Și dacă ar fi să faci o recomandare, nu știu, din stațiunea curentă, celor care ne ascultă, ce piesă le-ai recomanda? Care e cea mai... E greu. Pentru că de tot fiecare are... Pot să le zic pe cele mai recente. Să fie. Este un spectacol care prinde foarte bine pentru că are poveste și... Actorii sunt foarte buni, bine spun peste tot. Fluturii sunt liberi. Aici e o poveste de iubire, un băiat orb. Da, mă rog, am mai văzut departe. Filmul la vremea lui cu Goldie Hawn. Minunat film. Exact, apoi mai avem Emoji Play, care e pus în scenă de Gigi Căciuleanu și este teatru dans. Apoi ai Hamlet. Aici avem foarte multe proiecții. Un fel de 3D așa la teatru. Sunt imagini care vin spre tine, te iau, foarte în priză, așa, foarte, foarte activ. Apoi mai este Teen Spirit, de care spuneam, unde avem poveștile actorilor, pornesc la poveștile actorilor și primul nostru spectacol pentru adolescenți, The History Boys,
povestea unor tineri de liceu care se pregătesc de la facultate. Aici îl avem și pe domnul Mihai din Vale. E un spectacol pe care îl recomand cu căldură, tocmai că pentru că vorbește despre acea perioadă când trebuie să ne decidem, o luăm într-o parte sau în cealaltă. N-am prins conferința de presă, am avut treabă după ce s-a încheiat Pe aripile vântului. Drept care, iată, pot să o prind pe Vivian Lee la ultima conferință de presă la voi. Da, este un spectacol în care joacă Lamia Beligan. Este doar Lamia Beligan pe scenă, dar aici este de văzut, este povestea, e o poveste, povestea unei mari actrițe, povestea ei de viață, de iubire, de moarte. Merită văzut pentru actriță și pentru personajul pe care îl interpretează și pentru text. Apoi mai este O noapte furtunoasă, un spectacol recent pus în scenă de colegul nostru Stelian Milu. Cred că le-am zis aproape pe toate, sper să nu fi uitat ceva. Apoi mai avem Dragă Elena Sergeevna, e un text rusesc. Care se întâmplă chiar astăzi. Am zis de History Boys. Scuze. Și apoi mai avem Interzis sub 18 ani, e o povestea, că spuneam, de relația părinte-copil. Da, nu e interzis, că au voie peste 14 ani. Da, nu, este doar titlul Interzis. Este povestea unei fete ai cărei părinți sunt divorțați și ea ajunge între tată, mamă, prietena tatălui care este aproape de vârsta ei și de aici o întreagă poveste palpitantă, reală. Dar la cum se petrec lucrurile în spectacolele astea? Că văd că nu toate spectacolele pe care le aveți în repertoriu sunt jucate de actorii teatrului. Nu? Da, sunt o parte spectacolele pentru copii, unde avem sunt actorii teatrului în special și puțin colaboratori. Și apoi sunt spectacolele pentru adolescenți, unde avem 1, 2, 3 actori ai teatrului, dintre cei ai teatrului și colaboratori. Ei sunt, se face o selecție, un casting înainte și regizorul își alege actorii de care are nevoie. Că sunt 10, că sunt 5, că sunt 3, că sunt... Îi luăm și vin... Și de aceea sunt și mai greu de programat, pentru că depindem de programul actorilor. Da, ți-e combinat cumva lucrurile, nu știu, în spectacolul care iese câștigător, spectacolul tânărului, da? Care va fi pus în scenă. Luați și actori din trupele astea neprofesioniste? Adică s-ar putea întâmpla și lucrurile astea? Să joace... Mai puțin, ne gândim la o formulă, în special pentru textele acestea, să luăm jurnaliști să joace în spectacole. Sănătoși, nu? Nu e o regulă. Am întrebat. Da, ne gândim. Depinde de roluri, dar nu ține minte. Dar de ce? Care-i motivul? Tocmai ca să scoatem, să facem cumva, să colaborăm și cu jurnaliștii. Sunt mulți dintre jurnaliști au terminat teatru și cumva să-i aducem pe ei și să aducem și publicul lor. Strategic vorbind, este publicul lor pe care îl aducem la teatru. E o bună modalitate de PR asta. Sperăm să funcționeze. Lumea. Da. Și ei, dacă își doresc să joace și noi avem sala, avem textul, de ce nu? Dintre cei mici... Este mai greu să-i luăm, dar nu este exclus. Se întâmplă să fie... adică eu am văzut spectacole în București unde a fost nevoie de o fată de 16 ani. E neprofesionistă, o iei dacă este foarte bună. Sigur că faci un casting și pentru ea. Adică nu este exclus, nu este o regulă. E în funcție de personajele care sunt acolo și de cerințele regizorului. Uite, vreau să te întreb un lucru legat de toate aceste tinere și posibil minunate generații care termină facultatea. Ei își exprimă interesul, vin, bat la ușile teatrelor, pentru că în momentul în care mulți dintre ei vin în emisiuni la televiziune, la radio, spun acest lucru, că termină facultatea cu niște gânduri, își dau seama că de fapt nu e așa, sunt locuri foarte puține, generația e numeroasă și așa mai departe. Dar încearcă, de exemplu, la voi la teatru, vin și spun, am terminat, ne-ar interesa o colaborare, îl dai afară pe ușă, intră pe geam. Nu neapărat. Vin cu noi asta, încercăm să-i ajutăm prelunt spectacolele lor, cum este, că spuneam, de Dragă Elena Sergeevna, pe care nu l-am văzut încă, se joacă pentru prima oară în seara aceasta. Este un spectacol cu tineri, ei l-au făcut, l-au jucat, cred, la final de an, sper să nu greșesc, și au venit cu propunerea la noi. Așa e mai simplu să-i preluăm cu spectacolul tot. Dacă e vorba de un actor... Locuri în teatrele din București, din păcate, nu sunt. Și vin, zici, ok, da, poate am nevoie de tine, nu pot să te angajez. Dar măcar poate o colaborare pentru un anumit rol. Da, poate să fie, dar, repet, este vorba de regizor.
eu pot să o iau, dar dacă regizorul zice n-am nevoie de asta, e cu dușin, da. Este, e cu duș întors și de asta este și foarte complicat pentru ei, că ei merg la foarte multe castinguri, de la film, reclame, teatru, unele le iau, altele nu le iau. Sunt foarte mulți și de-aia trebuie să fii foarte bun și... Cum e și normal. Da, și să te lupți, că poți să fii bun și să stai la tine acasă așteptând să te cheme cineva, e mai greu. Dar cât se joacă o piesă scrisă de un câștigător al... competiției New Drama? O stagiune, două, trei? Se joacă cât merge. Cât merge, adică dacă vine în public, vine. Și până acum care a fost, nu știu, recordul? Suntem la al doilea spectacol, a fost primul Umbre, care era un spectacol foarte, foarte reușit, făcut-o de Horia Suru, adică special. Acolo a fost textul câștigător și am mai pus unul alături. Și era un spectacol foarte mult de umbre și lumini de și de actorii. Nu se mai joacă? Da, acolo a fost o problemă când unul dintre actori n-a mai putut juca. Altfel, cred că s-ar fi jucat și acum. Este pe site, pentru că sperăm să găsim o modalitate de a-l înlocui. E greu să-l înlocuim, pentru că în jurul lui s-a construit totul. Să găsim o modalitate, adică era o problemă de sănătate și nu putea continua. E încă pe site, pentru că sperăm să găsim o modalitate ok pentru toată lumea. Vorbează lucrul ăsta, de exemplu, am vorbit mai devreme de Cocoșelul neascultător, spune că se joacă de 10 ani. Sunt aceiași actori? Da. Aceiași care jucă așa acum 10 ani, nu? Se mai întâmplă în distribuții să se mai schimbe unul sau doi, dacă sau o perioadă să fie o schimbare, nu știu, dacă o actriță are un copil sau ceva, dar sunt în general aceiași actori de la începuturi până acum. Un puiuț, că vorbim de Cocoșelul neascultător. Un puiuț, da. Da. Actorii ăștia mai îmbătrânesc și ei, adică mai... Mai îmbătrânesc și ei, dar nu atât de tare. Am ei, auzit când fost... și eu lucrul ăsta. Surprinzător, dar sunt și ei oameni, da. Da. Da, ei au fost luați la teatru de domnul Lucian când erau foarte tineri, deci încă mai pot să joace. Da, sigur, îmbătrânești și ei, de-aia la un moment dat spectacolul trebuie să-l mai scoți dacă ai o albă ca zăpada care mai e chiar pe albă ca zăpada. Și Alina Petrica are 27 de ani sau câți ani are? Da, dar e încă luată, tinerică, da. Da, e bine, asta, da, ține și de cum, eu cred că ține foarte mult și de interpretare. Am văzut actrițe sau actori în vârstă care au jucat extrem de convingător o persoană, un tânăr, nu, și la fel, actori tineri jucând personaje în vârstă. Da. Da, și asta, și una și alta, și într-o direcție și în cealaltă, zic că... Ține foarte mult și de cum joci, de cum, categoric, cum te simți. Categoric, e o convenție, nu poți să joci la 50 de ani o tinerică dacă... Dacă tu te simți așa, așa este. Categoric. Da, bine, ține și de prezența scenică. Dacă nu se mai vede bine, îți strică copiii din sală. Cum ești albă ca zăpada? Sau dacă nu mai vede bine și se împiedică. Da, sunt tot felul de... Sigur că actorii își doresc să joace și joacă cât se poate. Unii dintre ei își dau seama singur, spun că eu nu mai sunt potrivită pentru și... Aveți în pregătire piese noi care nu sunt deocamdată în program, dar la care vă gândiți pentru lunile viitoare, anul care vine? Da, spuneam mai devreme de spectacolul lui Răzvan Mazilu, care a început acum, va fi un musical cu Alina Petrică și mai sunt și alte actrițe, cred că sunt 6. Nu are încă un titlu, de aceea nu-mi spun, dar va fi un spectacol de teatru, dans, muzică. Și așa, întrebarea pereche este dacă sunt une spectacole la care e bine să vină lumea cât mai repede, pentru că s-ar putea ca la anul să nu le mai găsim în program? Noi sperăm să le ținem pe toate. Acum nu știu pentru ce va fi la anul. Le recomand să vină cât mai repede, cât mai des la spectacolele pentru copii. Să le vadă deja... ca să fie siguri. Să fie siguri. Da, da, sunt da. De spectacole noi, sunt Bambi, Casa Pisicii, Cea mai frumoasă floare. În rest sunt spectacole care sunt de ceva vreme în repertoriul teatrului. Dar cât durează până când e gata spectacolul ăsta? Deci de când vine propunerea pentru... Cât se face? Adică partea de, de repetiție și producție. Exact. Depinde de la spectacol la spectacol. Poate să dureze, sau de la regizor la regizor, o lună, o lună jumătate, două, mai mult de două nu e indicat. Și ce face diferența, de fapt? Că între o lună și două, de fapt, vorbim de timpul dublu. E vorba de
e greu scenariu, sunt mai multe decoruri și așa mai departe. Regizorul e prea... Nu, sunt mai multe considerente. Poate să fie parte tehnică, că n-au timp de repetiție și să nu repete pentru că nu li se poate da sala și ei au nevoie să fie în sală, nu în alte spații. Poate să fie un text complicat și să necesite mai mult timp. Poate să fie, când sunt mulți colaboratori, că nu pot colaboratorii, că nu poate regizorul, că nu, și nu, să nu reușească să se întâlnească. Și apoi poate să fie că nu le iese, nu găsesc calea și au nevoie de... soluția. N-au găsit soluția și o tot amână, o lipsește tot amână. Lipsește ceva și trebuie căutat în continuare. Deși nu e garantat că o să găsească. Și mai poate să fie, da, și partea tehnică, că sunt decoruri complicate, n-au fost gata la timp, costumele n-au ieșit, sau a plecat un actor din distribuție, sau te-a lăsat baltă scenograful. Sunt tot felul de părți din spate care... Mai aveți suflări? Mai amână. Mai există suflări? Nu, noi nu avem. Eu am început în teatru fiind suflări. Sunt puține teatre care mai au. La noi nu știu de ce nu este suflări. Sunt actori care sunt obișnuiți cu suflări. Nu, noi nu avem, dar sunt teatre păi în București care mai au. Dacă uite, se pune un blanc așa. Improvizează. Improvizează. Deși, asta vă spun de când eram eu, depinde și dacă s-a pus blancul, pot să... Să-i sufli până mâine, că degeaba. Sunt actori care sunt conștienți că e cineva acolo care le spune și preiau. Se simt și confortabil și știu că atunci când au o problemă se duc. Alții care s-au pierdut și sunt în mijlocul scenei și suflăruie în spate și degeaba și se scot. Dar unde? În care spate? Unde stă suflărul? Suflărul stă pe lateralul scenei. Curte și grădină se numesc în noi, limbajul tehnic, și stă pe o laterală. Eu am fost suflor la Bulandra și aveam o fereastră așa și mi se vedea capul pe fereastră. Dar nu era înainte la marginea scenei, chiar către era public? Era de mult. Era cu școța. Pe vremea școța. Nu, cred că pe vremea aia tatălui. Da, aveau cușcă și erau pe subscenă. Mulțumesc pentru compliment. Trec toate cele, adică se putea... Era o cușcă care pornea de acolo, îți mai treceau lucruri pe sub picioare, stăteai acolo și... Tu n-ai fost în cușcă. Eu n-am fost în cușcă, maximul a fost... Dar când... chiar cum se numește? Cum îi spuneți? Cușcă? Cușcă era, cușcă, dar nu mai era cușcă când am fost eu, scoseseră cușca. Nu știu dacă a fost la Bulandra cușcă, poate da. Au intervenit ONG-urile pentru dreptul animalelor. Poate exact. Animal din cușcă. Da. Și maximul a fost la mine când domnul Adrian Pintea și-a schimbat, s-a jucat la o sală și apoi s-a mutat la cealaltă și m-a rugat să stau în fața scenei cu fața spre ei, adică eram fix cu spatele la public și cu fața la ei. Și mi-a pus o pelerină așa și o bască și a zis, tu stai aici așa cu textul, dacă uit, știu că ești acolo. Și s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat, cred că era mai mult de siguranță și eram copil pe atunci și foarte, cred că așa, foarte ingenu, că mă uitam cu niște ochi cât cepele la el și era suficient. Asta e o meserie. O să dacă uită și suflărul, textul. Se poate întâmpla să nu fie, nu, se poate, da, se poate să nu fie atent. Ai textul, dar se poate, ceea ce un suflăr bun nu face, se poate întâmpla să nu fie atent, că zice, partea asta o știu, actorii. Și el fix atunci să uite, sigur că știi foarte bine textul, că l-ai tot timpul de la repetiții până în... Dar până te uiți tu, i-a trecut momentul. Vă realizați că e genul de meserie, că e o meserie, nu? Chiar da, suflor. Da. Ai în nomenclator acolo, în care te întreabă cineva ce ai făcut astăzi la muncă și tu spui nimic, slavă Domnului, pentru că asta înseamnă că actorii și-au știut... pare foarte interesant. E foarte, și modalitățile de a sufla sunt foarte diferite, de la gesturi la... Sunt actori care aud mai puțin bine sau sunt foarte departe sau și ce faci? Ridici tonul, nu merge ca o de sală. Nu trebuie să-și citească pe buze cumva. Eu am făcut într-un caz, era un actor, juca și în partea cealaltă a scenei și nici nu auzea bine și i-am preluat gestul. Era și puțin bolnav? Era mai în vârstă, nu contează. Și și i-am preluat gestul și știam că la momentul respectiv se încurcă și face gestul respectiv și îi făceam gestul și își amintea. Dar asta nu te învață nimeni, că nu e o meserie care se învață. O faci pur și simplu.
se întâmplă să sufle din sală? Nu știu, oameni care vin la mai multe spectacole, le plac foarte, învață replici și să sufle din sală? Nu, dar pot să zic că odată cu tine sau e interesant să vezi oameni care au mai jucat sau care joacă pe același rol. E foarte interesant de văzut un actor care e pe același rol când stă în sală. Mm-hmm. Sau profesorii mai fac asta, mai stau și sunt odată cu studenții acolo. Cum se întâmplă în trafic, dacă stai pe lângă șofer și ești tu șofer la rândul tău, pui frână, accelerezi în același timp. Asta dacă știi un pic de șoferie, dacă nu știi. Mare încredere trebuie să ai totuși în suflor. Și să nu spună vreo bălărie, te trezești că zis, ai făcut una nefăcută. Păi este o încredere. Totuși stai o lună, două de zile cu suflerul până atunci și eu lucrez cu același. Da, și e foarte mult de încredere, că de fapt tu te lași în mâinile lui. Da, categoric. Și ca suflor, dacă ai greșit-o, e mai greu să dai ochii cu actorul. Dar noi n-am putea să avem și noi un suflor aici, să fie cineva lângă noi și să ne sufle ce avem de zis. Mă gândesc că ar fi fain așa. Da, dar noi nu avem replicile scrise. Am putea să facem un scenariu pentru întreaga emisiune. Da, n-ar fi rău. Și să scrie Mihaela două puncte, Răzvan exact. Două puncte și invitatul cu replica lui și doar să... Da, și toată lumea învață. Dar în definitiv, de ce nu? Da, bună idee. Da. Păi cam asta a fost viștirile în 3 minute. Mirela Sandu, PR, Teatrul Excelsior, alături de noi. Mulțumim mult. Mulțumesc și eu. Mergeți la teatru și luați și pe cei mici alături de voi. Cei mici mergeți la teatru și luați și adulții dacă e cazul. Andreea Bratu, ca de obicei, pe sens unic de la 3, să aveți o zi pe gustul vostru. Orice ar fi, nu puneți la inimă numerită. La revedere. Ne-a făcut plăcere. Ciao. București FM. Știrile care îți vin la fix și genul tău de muzică.